viața națiune. Păi, astăzi chiar suntem sub cod galben, portocaliu, vișiniu, bibiniu, dibiliu, blablabla. Băi, este înzăpezit tot pe aici, în partea asta. Nu avem camioane, au rămas o grămadă de lume pe afară, nu au putut să mai ajungă, drumuri închise. Se ajunge foarte greu în Scoția. Se ajunge foarte greu pe Manchester din cauza că trebuie traversată partea înaltă de pe M62 și e foarte, foarte multă zăpadă. Foarte multe mașini blocate, ăștia nu au cauciucuri de iarnă, nu sunt obligatorii. Vă imaginați ce e pe șosele. Eu astăzi am primit o cursă la Metold. Iarăși condus, nu se-mi iasă pe ochi. Să sperăm că nu s-am așa mari probleme pe traseu. Bă, văd că am înghețată apa de aici, așa, din ștergătoare, deci nu știu ce dracului să fac. Cred că mă duc și... Stai că își revine. Parcă începe să-și revină. Hai, boss. Mă duc să bag... O să bag niște de-aia nouă de șters, trebuie să și alimentez. Băi, după cum vă imaginați, jobul e ușor. Astăzi doar mă duc acolo, descarc, schimb în același loc vagonul și mă întorc. Problema va fi doar de trafic și de condițiile de drum. Nu știu cum e prin partea aia. Să sperăm că va fi bine. Mă duc și eu să verific camionul și după aceea să ne vedem. Ne vedem pe drum la zăpădică și vedem ce mai bălmăjimus și astăzi. Să înceapă ultima zi din februarie. Mâine 1 martie, vă dați seama? S-au dus 2 luni din anul ăsta, incredibil. Și mai are puțin soția și naște. E incredibil iarăși. Haideți cu mine. Băi, frații mei, stați așa să dau și ăsta mai ușor. Băi, ne așteaptă o zi în condiții de iarnă totală. Tocmai am reușit să desfund prima pompiță. Asta văd că începe să o ia și asta. Hai, boss, deschide-te și tu toată. Ușor, ușor. Am umplut borcanul ăla iar cu chestiile aia de spălat, dar chestia e că îngheață și aia, să moară măsă, dacă nu, e jale. Inclusiv aia înghețat. Vă dați seama ce soluții au ăștia de spălat geamurile. Uite, ăla cu telefonul la ureche, el doare la pulă. Uite, în 6 mile deja am 10 minute întârziere, deci 6 mile. La ieșirea de Harrogate. Cine știe ce-o fi acolo. Băi, n-am niciun plan pentru astăzi, nu mă grăbesc. După cum vedeți pe jos e zăpadă, umezeală, alunecală. Toate astea, chiar e iarnă pe aici. Nu știu cum va fi mai în sud, dar pe aici chiar e iarnă. Ne-au recomandat și ăștia să mergem prudent, atent, fără grabă. Orice problemă să o raportăm. Mamă, vagonul meu e plin de zăpadă și în spatele meu doar arunc zăpadă, frate. Pentru că așa nu au sistem să le curățăm. Așa că probabil lumea o să mă înjure. O să ies pe autostradă și o să zboare și mai tare zăpada aia de deasupra. Ce dracu aș putea să fac? Că nu avem scară, nu avem nimic să le curățăm. Băi, cu toate că e foarte multă sare și foarte mult nisip pe jos, a nins destul de abundent pentru Anglia și s-a pus destul de multă zăpadă. Chestia e că e și fric, sunt minus 4, minus 5 grade. Deci vă dați seama că încă se menține. Zăpada nu se topește. Văd că autostrada e curată.
Să vedem mai încolo cum va fi. Astăzi probabil cam despre asta va fi vorba. Despre traficul în condiții de iarnă. Să sperăm că nu vom avea probleme pe drum și că vom ajunge la destinație cu bine și înapoi acasă tot cu bine. Așa că haideți cu mine la încă o zi de iarnă după cea de ieri. Am și dat de prima belea. Din aplicabil din firmă, nu știu dacă se vede pe cameră, accident, slowdown. Deci, ne așteptăm la multe astăzi. Multe de-astea. A treia bandă, după cum vedeți, e plină de zăpadă. Văd că ăștia încep să se bage pe ea, probabil pentru că merg mai ușor aici, dar cu viteză nu merge nimeni pe ea. E și zăpadă de-aia floșcăită, probabil te fură imediat zăpada asta. Astăzi va fi jale, nici nu știu la ce să mă gândesc astăzi. Astea au înghețat instant iarăși. M-am bucurat când a dezghețat de autele, cum sunt sloi. Numai de-abia nici nu știu cum să șterg geamul. Trebuie doar să merg după cineva să-mi arunce cu străb de apă ca să pot să spăl geamul. Geamurile laterale, le vedeți? Jale. Condiții de iarnă autentice. Spălătoria e înghețată, n-am putut să spălăm geamurile. Să sperăm că nu e ceva grav și să scăpăm repede de aici. Bă, nu știu ce accident era, că n-am mai găsit nimic. În schimb, începe iar să ningă. De fapt, am coborât mai spre sud. Și văd că aici cam ninge iară și ninge destul de tare. Toate astea, șoseaua e mai curată. Probabil mai multă circulație și tocmai de-aia. Nu prea mai am nici oglinzi, nici nimic, nu se mai vede, fraților. Da, așa, s-o lăsăm mai ușor că ne apropiem de colegul. La iarna asta nu mă așteptam eu. Data trecută când au fost ninsorile alea, bine, au fost pe sud ninsorile alea, a fost un weekend, n-am avut treabă. Acum, uite, ne-a prins pe mijlocul săptămânii. O rămasă dacă se mai vede ceva în oglinzi. Nimic. Auzi, ăștia nu merg și ei cu farurile aprinse. O să-l vadă morții măsii pe vreunul când s-o lipi de el. Luați aș Honda în pulă. Că nici nu te vezi. Căcatule. Căcatule. A? Mă țin după colegul ăsta? Sau să ne mutăm pe banda cealaltă? Hai să ne mutăm, că poate vrea cineva să depășească. Băi, treaba e nasoală rău. Treaba e nasoală, uite, aici s-a pus iar zăpadă. Și noi avem, vorbeam de alții că au luminile stinse, dar și noi avem decât s-a acoperit și radarul de zăpadă. Aveam și noi decât alea, daylight-urile aprinse. Bine, văd că sunt puternice daylight-urile, chiar se văd. Dar ăla mergea fără nici măcar un bec, nici măcar o poziție aprinsă, ca muistul. Mergem cu atenție, frate. Și fără grabă. Cu atenție și fără grabă. Ca să ajungem unde trebuie. Momentan avem timp.
nu ne panicăm, mai avem încă un 10 ore de condus, așa că să sperăm că ne va ajunge timpul. Fără mișcări bruște, fără frânări bruște, ușor, lejer. Condiții de iarnă, tată. Iarnă veritabilă, na. Dacă se mai întâmplă și de astea până la Anglia. Băi, suntem prin zona Doncaster. Ne mișcăm mai greu. Nu prea mergem tare. Am mai avut porțiuni în care am mers puțin mai tare, dar n-ai cum să mergi tare. Bine, ăsta merge tare. Dar eu n-am cum să merg tare. Nu mă grăbește nimeni, v-am spus, nu vreau să risc, nu fac pe eroul. Mergem cum trebuie, în condiții de iarnă. Am sperat că cu cât cobor mai spre sud, poate mai trece zăpada și ninsoarea, dar se pare că e tot mai rău. Ștergătoarele în gheață instant. N-am, am pus și de ăla de... Mi-au dat ăștia din firmă alt de ăla de geamuri. Au golit pe ălălalt și tot degeaba. Am înghețat instant, frate. N-am... Nu prea am soluții. Boss, nici nu mergi mai tare. Va trebui să rămân pe banda asta. Pentru că oricum se va face ieșire pe M18. Probabil or să dea ăștia prin frâne, așa că mai bine stau pe banda asta. Și o să mă mut după aia, după ce trec de ieșire. Dacă așa ce era noi puțin mai tare, că asta merge ușor. A, parcă arată mai bine pe aici. Parcă nu mai e așa multă zăpadă. Prima bandă. Trebuie să mă opresc să și mănânc. O să mă opresc când o să intrăm pe A46. După aia pe A17. E un șel acolo, oprim noi și noi o cafea. Am ceva de ronțăit. Și dăm bice mai departe. Mai șterg și oglinzile. Poate găsesc totuși un trafale de la spălat geamuri laterale, că e jale, frate, cu ele. Jale. Hai, boșilor, intrați pe autostradă, mâncava și gura voastră, nu mă face să frânez. Bă, parcă arată mai promițător pe aici, parcă. Să vedem după aia pe național, pe A17, pe acolo, cum va fi. Sper să nu fie dezastru. Și sper să nici în curtele aia să nu fie jale, că va trebui să bag la rampă și vă dați seama, e puțin în pantă. Ăștia merg ușor, mă, frate, n-ai. E greu să le cer mai mult. Uite, am accelerat, am văzut că m-am băgat pe banda a doua și am accelerat. Uite muia ce face. Băga și ar pula măsa. Dă-te morții, mătii de căcat, cu zeatul pizdii. Tu-s morții, mătii de rahat cu ochii. Bă, n-am văzut așa ceva. Dragii mei, mai revenim cu imagini și informații din trafic. Rămâneți cu Romica Jurcă pe canalul Tracker Boy TV. Codul portocaliu de ninsoare este în desfășurare. În Anglia, 28 februarie 2018. Să moară măsă dacă mă așteptam eu ca aproape în martie să fie cod portocaliu de ninsoare. Unde? În Anglia, fraților. În Anglia, fraților. Aha. Și ziceam că pe aici e mai bine. Mai pe sud. Aude ce bine e. Mă arămăsă dacă se mai vede ceva.
Of. Bă, tot ce vreau e să ajung cu bine la încărcare, descărcare, la schimbare de vagon acolo și să ajung cu bine înapoi acasă. Asta e tot ce vreau. În rest, poate să fie orice ar fi. Deci nu e așa mai ușorel. Cred că tot așa, aici e un nor, după aia pac, iar e bine. Ca și ieri, doar că ieri a fost mai bine. Azi chiar este jale. Jale pe vale. Mamă, cât mai am? 18.000 până ajung și eu acolo la Peco, să șterg și eu oglinzile. Poate reușesc cumva să șterg și căcaturile astea de geamuri, că și astea mă incomodează, și să scuturi și ștergătoarele, că deja, uite, ăsta pe mijloc nu prea mai șterge. Au, ce-i dă, frate. Dă-i, moșule, dă-i, dă-i. Mamă, să vezi ce aiurea o să fie la noapte, când mă întorc la noapte, diseară. După 4-5 încolo. Mamă. Sper să meargă și ăștia cu farurile aprinse cu ceva, că dacă nu merg, e jale. Am aprins și farurile de ceață, și pe față și pe spate, lumine de ceață, de fapt. Ma, dacă e așa și pe A17 în partea aia spre Metult, e nasoală treaba, fraților. E nasoală rău. Mamă, nici nu vreau să mă gândesc cum o fi B-ul ăla până la Metult. Sunt alea, nu știu, 2000, 3000 cât sunt. Mamă, cred că e jale. Na, frate, iadul alb. Iadul alb, boss. Uf. Mamă, nu se mai vede mai nimic, să moară măsa. Jale de jale. Mamă, trebuie să mă opresc neapărat să scutur ștergătoarele. O sunt și mai ușor. Văd că se îngroașe gluma. Se îngroașe gluma original. Așa, cam cu un 60. 40 de mile. E de ajuns. Mamă, chiar și mai ușor. E din ce în ce mai rău, fraților. Opa, 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 opa. Boss, n-ai și tu o daia de morții mătii. Mamă, sper să nu vină vreunul tare până în spate să intre în noi. Mamă. Bă, uite-te și tu, deci cretinul ăla să moară, mă, ăsta, că nu eram să fiu atent și astea, bă, să nu dea și el o avarie, să nu pună o daia, o lumină de ceață ca să-l vezi. Nimic, bă, frate, nimic. Tu-s cretinii, mătii. Condiții de iarnă, boss. Ia uite, era să iau telefonul în mână. Uite, și intrat ABS-ul și de-abia am ciupit frâna. <laughs>
mamă, și sunt câteva urcări pe A1 ăsta, dar, păi, dacă ninge așa și mai, și mai în jos, e nasol. Nu știu cum urcăm. Mai revin că ocupăm mult material astăzi și n-are rost. Mai dăm și noi un pic jos. Ah, să ștergem ștergătoarele. Dar cum? Viață grea. Hai să descoperim și noi radarul. Jale, frate, e blocat tot. Treaba este nasoală. Oh, cred că am fulgit și pe cameră. Mamă. Teroare, fraților. Teroare. Fraților, stăm deja de un sfert de oră aici. Se pare că e blocat totul. Nu se poate merge. Văd că și pe partea de altă au încetat, adică acum au început iar să vină mașini, chiar nu mai mergeau mașini deloc. Nu știu ce să zic. Lumea să uite să iasă după A1, e un drum lateral aici, și să uite ce bordură e. Unul am văzut că a trecut, bine, avea un Jeep în afară, dar uite, unul acum se uită să treacă, probabil, ce are, mă, un Ford Kuga, adică un pișat, aia nu mașină în teren. Aici mi se pare că e urcare, frate, și nimeni cred că nu poate să urce acum pe zăpada asta. Habar n-am ce să fac. O să mai stau un pic și o să-i sun pe ăștia în firmă. Deja tomul arată 26 de minute de întârziere. Nu știu, e foarte dificil de ieșit din zona asta de aici. Da, ăsta vrea să iasă pe aici, pe bordura asta. O să o filmez. Cu A6-le vrea să treacă pe acolo ea. Dar cu pragul a dat. Eu așa zic. A? Na, da, mă, fraierul. Autopacul e, tu de bea mergi. N-ai, frate, aici nu se urcă, mă, nene. Deci eu fac pare că nu urcă niciun camion. Mai ales când ai viteză, uite și pe ăsta. Ăsta a venit cu ideea. A-a. Hai, boss, poate rămâi acolo. Am ăștia nu urcați și voi, că și voi aveți tot Kuga, ăla, Kia, dragi, Jeep-uri. Și stăm. Băi, s-a făcut o oră de când stăm aici, nu se mișcă nimic. Se pare că probabil 100% pe acea urcare nimeni nu poate să urce. Probabil au venit camioane înapoi sau au alunecat. Nu știu ce să facem, nici nu avem soluție de ieșire. M-aș fi băgat pe partea asta să ies pe drumul ăsta. Dar mie că rămân suspendat aici și nu pot să trec. Normal nu mă grăbește nimeni și asta e, mă pot întoarce înapoi în firmă și aia e. A început să și viscolească, bate vântul foarte tare. Și chiar bate vântul și tot ninge, continuă să ninge. Pe partea la fel, trec mașini una sau două la câteva minute, 10 de minute. Deci probabil nu se circulă. Am uitat acum pe Google Maps, sunt peste 40 de mile. Deci 40 de mile pe A1 blocaj, de 60 de kilometri. Bine, probabil e și traficul, că probabil mai intră și mai iese lumea, dar e jale. Ăștia văd că tot nu vor să iasă, ăsta cu Kuga, nu vrea să iasă de aici loc. Ceilalți am văzut toate mașinile mari care erau pe aici, mari. Jeep-uri sau dubele și pe partea asta. Asta nu vrea să iasă. Aici e o fiesta, asta nu-i fie dacă trece.
Mi se pare cam înălțuț, așa s-ar putea să treacă și el, dar cine știe. Stăm aici, la drumul la sobă, ce să facem? Stăm, uite, mi-e foame, n-am mâncare, n-am nimic la mine. De data asta chiar n-am nimic la mine. Și ziceam și eu că mă opresc și mănânc, dar uite că n-am mai ajuns. Ia să mă sunt eu. Cum stau pe altfel în gheață aici? Mai revenim cu info. Momentan, tot în zăpeziți. Urgia continuă. Bă, frate, s-a făcut o oră jumătate de când suntem aici. Uitați-vă și voi ce e din ce în ce mai rău, parcă. Nu știu ce soluție avem noi aici. Deci eu chiar nu văd nicio soluție ce ar putea ăștia să facă să se poată urca sau să putem trece cumva sau să ne întoarcem. Habar n-am. Uitați-vă și voi. Foarte, foarte greu. Zăpada se tot pune. Nimeni nu a început să dezăpezească, evident. A început să și viscolească. Am râs de codul lor ieri. Azi mi-a dat-o la temelie. Job. Stăm, fraților, că altceva n-am ce să fac. Nu am ce să fac, uite, stăm. Nu știu nici noi geamurile, că se pune zăpada asta mult, prea multă. O să mă duc să mai scutur ștergătoarele mai încolo. Revenim când ne punem în mișcare, dacă ne vom pune în mișcare. Vreodată. După două ore, situația este cam la fel. Doar că nu mai ninge. Și doar că s-a aglomerat și sensul celălalt, adică s-a dat drumul la circulație pe sensul celălalt, dar văd că s-au cam blocat. După cum vedeți, toată lumea stă. Ăștia au zis să-i țin la curent, nici ei au zis că nu au niciun fel de informații, n-au cu ce să mă ajute. E că să-i țin la curent în momentul în care... în momentul în care mă pun în mișcare. Și că dacă trec de zona asta încolo, nu mai am nu mai sunt probleme. M-am uitat și-o puțin pe Google Maps, mai mi-arată ceva probleme pe A17, dar să vedem. Să vedem. Mi s-a luat să stau aici, mi-e foame de mor. E shell-ul mai în față, dar nici nu pot să plec să-mi iau de la shell de mâncare și după aia să se pună în mișcare traficul, să rămână camionul în mijlocul A1-ului. Ar fi aiurea. Așteptăm la ce să facem. Asta e. Mai revin. Băi, și când ne punem în mișcare, nu știu ce mișcare și nu știu până unde. Problema e că nu știu dacă o să urc eu acolo, dacă o să urce camioanele. Am stat vreo 2 ore jumătate și încă mi-arată, frate, că am întârziere. 39 de minute, 40. Ce mă, că ajung în jur de 5, frate, acolo. Și nici nu vreau să mă gândesc ce o fi la... De fapt, de ce e la întoarcere și ce o să mai fie. Vă dați seama ce cozi interminabile sunt. Habar n-am ce să fac, frate. Nu, să urci, mă, frate. Trebuie să înțeleagă acum, trebuie să-i... Bine, am sunat, am zis să îi țin la curent cu ce se întâmplă. Ce dracu poate să întâmple. Dar uitați-vă și voi ce va fi la întoarcere. Deci, în niciun caz. E jale pe vale, teroare. Așa, să pun și oglinda aia, așa. Na, e ceva acolo, frate, uite, se vede, voi nu vedeți, dar vă zic eu, în față se vede un camion care nu poate urca, pur și simplu. Na, e incredibil.
este incredibil. No, nu se poate urca, frate. N-ai cum, cu ce să urci. Și uite ce e la întoarcere. Zeci de kilometri de coadă. Revenim cu informații când o să mai avem ceva. Bă, frate, am început să urcăm. Nu știu cum o să urcăm. Cred că este aici ca să scoată camioanele. Chiar urcăm foarte ușor ca să nu patinăm. Cumva să urce doar de inerția cutiei. N-ai, frate, e jale. E jale, e jale. Și nici nu vreau să mă gândesc ce o fi pe sensul celălalt la întoarcere, frate. Ce fuge. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Uite, vas lui 04 gri. Hai, Volvica. Bă, mașina asta e 66 plate, adică e destul de S730. Boss. Te doare la bijboacă. Deci e una dintre cele mai noi mașini din firma, are cauciucurile destul de ok. Deci n-ar trebui eu să am probleme pe aici așa cu urcatul ăsta. Tot îmi arată că ajung la 4 acolo. 4 până schimb vagonul, să face 5 până le iau pe alălalt, până una alta, 6, hai 5 jumate, să zic că plec la 6 de acolo. Dacă plec la 6 mai am 5 ore să ajung până acasă, care oricum 4 ore le faci mai mereu și plus ce mai ai pierde pe drumul ăsta. Dar ce ai, mă, frate, uitați-vă ce e aici. Deci eu în seara asta ori ajung acasă, ori depășesc programul, ori rămân night out. Ceva o să fie, nu știu ce. Nu știu ce, dar ceva o să fie. Revenim. Băi, pe lângă că vreau să vi-l arăt pe ăsta cât e de prost, pardon, să vă arăt și ce înseamnă să nu ai pompe pe marginea drumului, pentru că știți foarte bine că la noi e o mare problemă. Uitați cum viscolește aici zăpada în drum. Da? Și sunt porțiuni de pomi sau boschiți în care e totul curat. Și porțiuni de astea în care zăpada este viscolită, pentru că este câmp deschis. Mamă, ăsta merge sub orice critică, dă o morții mății. Că mi s-a luat de el, să-mi bat pula că nu mi s-a luat de el. Mai mult de 45 nu merge, zici că o fute pe măsa. E uscat pe jos, frate, n-are niciun stres și el merge cu 40. Te mași în gura ta. N-are, frate, niciun stres, niciun stres. Mai fu unul între noi, unul cu un A3, cred, sau mă, și e în față. Până la urmă îl depăși și ăla, că l-o umpluse de nervi, frate. L-o umpluse de nervi. Sunt și greu, n-am cum să-l depășesc. Aș fi cretin să stau să-l depășesc. Dar dacă era în gol, îl depășeam sigur. Deci gol, sigur, sigur îl depășeam. Ia uite, pom, nu e pic de zăpadă. Deci el are limită 60 de mile, frate, pe oră.
bă, 60 are. Ca să pot să merg și eu cu 50, normal, adică gen să nu stau în curul lui lipit, să nu îmi treacă prin gând să-l depășesc sau chestii de astea. Și uite cum merge căcatul, opărit. Stai că era prea mult și 50, 40 mai bine. Hai de mă, micuța mea, mamă. Mama mea, mamă, care m-ai făcut tu pe mine șofer. M-ai făcut tu pe mine șofer să stau după morți de ăștia. Bă, după morți de ăștia, mă, care n-au niciun Dumnezeu, frate. Merg așa, ca ăia proștii, nu se uită în jur, nu fac nimic. Merg așa. Dă-i, Doamne, un volan și un parbriz în față și să se țină de el, să aibă un să uite. În rest nu mai contează nimic. Nu mai contează, fraților, nimic. Când mă lipi de unul de ăsta, o să văd ce dracu mai spune. O să văd eu ce dracu mai spune. Mai avem un pic, un pic mai mult, o oră, o oră și ceva. Bine, mai a apărut și vreo 4 minute de întârziere. Mișto, elegant. Băi, am ajuns aici la Metal, mergem să descărcăm în curtea cealaltă, după care ne întoarcem aici să schimbăm vagonul. Jale, fratele, pe aici e și gheață. Deci este teroare. Teroare, teroare, teroare. Ziua de azi a fost jale. Nu duceam lipsa iernii în niciun caz. Deci în niciun caz nu duceam eu lipsa iernii. Sper să fie curată curtea ăstora. Hai că e curată. Și am și loc să bag și eu frumos, elegant. Hai că am și loc să mă întorc. Soarele ăsta m-a omorât, să moară măsa. Când era nevoie de soare, nu era. Bine că e acum. Oare să mă duc eu să-mi întorc acolo? Vă avea loc? Ce zici? Ce ziceți voi? Am eu loc să o fac acolo românească? Na. Tot aici o fac cum știu eu. Uite așa. Și o scoatem de aici. Hai, bosuca! Nu începe cu frâna, te rog, din suflet. Putu-s frâna, mătii. Știți câte grade sunt? Minus 4, dar acum faptul că încetinesc și vine căldura motorului la acel senzor, mi arată minus 2, dar sunt minus 4 grade. Deci chiar e un frig de mori. Chiar este frig de mori. Așa, mă, boss. Vezi, mă, ce înseamnă să ai și tu loc, spațiu aici? Da, nu merge aici să-mi întorc degeaba. Nu știu, mai știi că mai strisese cineva în comentariu. De ce nu te duci în față și întorci? Nu-mi cape, fraților. Vă zic sincer că nu-mi cape. Știu foarte bine că nu-mi cape. Am dat-o cam prost, da? Ha, că poate o îndrept. Hai că sunt dreaptă. Păi ce mai văd eu? Mai văd cucul. Cucul lui Ștefan cel Mare, ce mai văd? Nici în partea aia nu văd, măcar să mă ghidez după dunga aia. Așa că dăm cu ochii închiși. Ce ai, mă, că n-ai ce să vezi. Cu ochii închiși dăm. Aha, hai, poate acum se mai vede ceva, stai așa.
Să deschidem ușile. Mănușile astea așa că le-am avut la uscat. Uite cum m-am dus pe dungă. Opa, aici e gheață. Aici e gheață și ne rupem fâsul. A, uitați-vă, fraților, ce-i pe vagonul ăsta. Și eu cum îl desfac? Oh, mi-a căzut numai noroi de acolo. Merge, mă? Merge. Mamă, e numai noroi, frate, păi. Ce ai, mă, că aici... Uitați-vă cum arată vagonul meu cu coaie. Coaie! Ia uitați-vă, coaie! Coaie! Cum arată toată mașina mea, de fapt. Nu numai vagonul. Opa. Bă. Tot ce vrei să nu mă... să-i pe bordura aia. Aici trebuie să lăsăm puțin spațiu. Dați-vă și voi, frate, nu vedeți nimic în oglindă. Mă ajutăm puțin în față. Atât. Revenim. Băi, nu știu de ce, dar am o vagă impresie că voi rămâne night out. Nu știu de ce. Am descărcat acolo, m-am descărcat într-o oră, băgam și picioare, dar am spus că mă grăbesc. Am zis că o oră e cel mai puțin în care mă pot descărca. Am zis să schimb vagonul și altul, l-am încărcat acolo, frate. Rogam ea și pula să-mi bag, am zis că plec și eu la 5 ceva de aici. Plec în pizdă. A1 tot închis este. Nu știu ce o să fac. Nu știu de ce am eu o vagă impresie așa că voi rămâne în night out. Asta îmi lipsea mie. Bă, să-mi bag, bă, când le spui, bă, n-au mă, frate, bă, n-au mă, să... Bă, mor pe ei, mă, se bazează numai pe noroc. Futu-s planning-ul pis din gât. Bă, numai pe noroc se bazează. Hai că poate, hai că pe măsă, hai că pe morții măsii. Tare nu poți să mergi că e cum e pe jos. Vai, mama mea. Mai stau și la cambuză. Băi, fraților, lasă-mă fă. Aolo, lasă-mă. Nima și mă cheamă pe asta. Bă, frate, am terminat aici de încărcat. Se lasă și noaptea. Frig de te caci pe tine. Drumuri înghețate. Mi-a spus ăsta de aici de la poartă când am venit că s-a îngrijă că e polei pe jos. Că tocmai a venit... tura a doua, tura de noapte probabil, și toți s-au plâns de polei. Când am venit, într-adevăr, era o porțiune, era gheață, se vedea că e gheață pentru că bătea soarele pe ea. S-a parcat ăsta să se fută lumea în gura ta. Aoleu, ăla intră, nu știu ce vrea să facă, fratele. Mai intră aici, cred. Mă fut în jeep-ul tău. Intru pe iarbă. Așa.
băi, mergem acasă, a unui închis. De fapt, eu zic că merg acasă, dar nu știu pe unde o să ajungem acasă. Pe lângă A1 ar mai fi un 614 pe care am mai mers eu odată când a fost închis A1 într-o noapte, când băgam pătura de noapte. Dar eu nu pot să-mi imaginez că tot traficul de pe A1 în momentul de față se poate duce pe acolo, adică mi se pare incredibil. Probabil o să fie niște timp de așteptare de genul orelor. Poate mă ajută Dumnezeu și ajung acasă, nu știu. Sper să ajung acasă, bă, stai mă așa, că eu mă duc chiar cam tare și pe jos începe să fie urât. N-am reușit să dezgheț pompițele, gheața, căcălău, tot vasul de zi de apă pentru spălat este o minge de gheață. Deci n-am nicio șansă. N-am nicio șansă, frate, să-l dezgheț. Nu știu dacă o fi zi aia, apa aia lor, nu știu la cât îngheață. Ei ne-o dau, nu pot să cumpăr eu. Bine, aș putea să cumpăr, să spunem, din banii mei, să o pun la foaia de parcurs și să mă deconteze, dar ce să iau și de unde să iau, că pe aici, pe națiunea astea, nu prea am pecouri. Opa. Nu prea am pecouri unde să intru. Ia stăm așa, să-i dăm noi cu manual. Să-i dăm cu a 9, a 10, a 8. Nu mai dai eu un frâne. Sunt și foarte greu. Și nu știu dacă am eu aderență așa bună. E bine că am un vagon de ăsta nou. Și știu că am cauciucuri bune. A, uite, pe aici e dat cu sare și nisip. Băi, dacă mai vedeam în firmă până la ora 11, înseamnă că sunt forță. Înseamnă că cineva acolo sus mă iubește. Nu mă grăbesc de niciun fel. Pot să întârzi 5-10 minute. Nu va spune absolut nimeni nimic. Astea sunt condițiile de trafic. N-are cine să mă amendeze, n-are cine ce să zică. Cu Dumnezeu înainte, haideți acasă. Cu siguranță ne mai vedem pe traseu, pentru că este imposibil să nu dăm de ceva care trebuie filmat. Iam. Să vedem noi ce e aici. Ușor, ușor o luăm. Da, s-a învârtit. Jackknifed. S-a ales praf. L-a întors. Sper să nu fi intrat dracu și în altcineva sau zi. A? Aici nu. N-a intrat nimeni. N-a pățit nimic. Gheață, fraților, ce v-am zis? Și aia sunt cu benă de aia de cereale, ăștia, de deșeuri de astea. Ăștia aleargă cu ele să moară măsă dacă am văzut șoferi mai nebun ca ăștia. Deci ăștia cu benă de cereale, de deșeuri de astea, animale, dragi, laci, ce mai au ei în ele, deșeuri de astea de mâncare, de morții măsii, aleargă cu alea, bă, parcă îi împinge cineva de la spate. N-am văzut așa ceva. Hai acasă. Băi, suntem pe A1, dar oficial vă spun că probabil o să rămân la cabină. Drumul e închis, ușor, ușor începe să se vadă zăpadă, iar începe să ningă. Probabil e coadă pe ieșirea de Newark pe A46, nici nu știu. Poate mi-intră ABS-ul aici, eu sunt pe coborâre și încerc să țin și din frână de motor, dar și din frână un pic. Mai intră și ABS-ul câteodată. Încercăm să nu ne ducem prea tare. Cam
toată lumea păstrează distanța. Am pus avariile, pentru că mai sunt teribiliști de ăștia, de vin în viteză și după aia se trezesc cu mers ușor și cine știe ce fac, le intră pe sub mine, pe aici. Păstrăm distanță, nu ne apropiem de ăla din față. Nu știu dacă vedeți, dar toată lumea își păstrează distanța. Nici nu știu pe unde dracu să mă parchez la noapte. Probabil o să ies pe A614, pe drumul ăla care duce spre... Am uitat cum e, Billstorp. Unde ziceam eu că e pădurea lui Robin Hood, dracu să mă ia. Pe acolo probabil o să... O să iau. Sau pe acolo e devieră, că prin altă parte nu dau seama pe unde ar putea fi. Din moment ce Tom mă bagă pe acolo, cred că aia e singura deviere. Luăm pe acolo și după aia probabil să ieșim la Doncaster, să ieșim iar pe A1, la tocmai la Doncaster. În momentul de față, mie mai trebuie o pauză de jumătate de oră și aș avea timp să ajung. Dar mi-e teamă că o să fie foarte mare aglomerație la devierea asta, adică în punctul unde e închis A1 și intersecția cu A46, de fapt, pentru că pe acolo probabil ne deviază pe toți. Și mi-e frică să nu stau acolo prea mult timp și tot să n-ajung. O să văd, nu știu, momentan încă aș mai fi în grafic, așa cam de... Oricum mai am un calcul să depășesc, cu 10-15 minute o să-l iau un calcul, nu mă deranjează, nu știu că nu e pagubă, nu e foc, nu se întâmplă nimic. Uite și pe ăsta cu mașina mică cum vine. Boss, poate te văd de-a latul pe aici. Poate te văd de-a latul cu mini al tău. Sau poate e cauciucuri de iarnă, dar nu cred. Ia uite mâncava și pula voastră. Uitați-vă mâncava, ăsta se duce, mă, peste el. Gata, accident. Deci ăsta se duce peste el. Bă, frate, bă, ăștia sunt inconștienți, mă, mâncava și pula voastră. Bă, ăștia sunt inconștienți, mă, nene. L-a luat? Cum coaie să te duci în halul ăla? Bă, uite-te cum merg toți, frate. Mâncați-a și pula ta, Doamne. Deci ăla a avut mare noroc, mâncava și... Bă, mare noroc a avut ăla. Doamne, ce cretin. Deci am zis că gata, aici se împrăștie toți. Doamne, futu-ți cretinul mătii. Futu-ți cretinul mătii, mamă. Ce faci, boss, ieși? Eu mai continui, boss, dacă tu ieși, eu mai continui. Ne mai vedem. Băi, treaba e tot mai nasoală. Nici nu prea să mai vede pe unde să mergi. M-a rămas aici un petic de ceva negru. Banda a doua e plină de zăpadă. Și culmea e că e și destul de mare. Avarii, dăm și noi. Nu, dar aici ninge, frate, tare. Ninge puternic. Deci aici este dezastru. Ce s-a întâmplat, mă? S-a întâmplat ceva. Nu? Nu m-aș opri să dorm aici pe marginea asta în niciun caz. Deci în ăștia intră sigur cineva până dimineață. Vreau să moară, mă, să nici când am rămas în zăpezip în Slovenia. Când făceam comunitate n-am fost așa. Atunci măcar știm că ne-a oprit și am stat acolo până s-a dezăpezit și am putut să intrăm în Italia. Dar aici trebuie să merg, frate, să mă întorc acasă. De unde? Oha! Sufletul lui Avram Iancu, ce să mai mă întorc acasă eu.
Ce să mă mai întorc eu fraților acasă? Ușor, ușor, ușor. Ușor, ușor. Asta ce dracu' e, mă? Mă gândeam că e autobuz, dar e de-aia. Zi, transporter. Ăsta m-a depășit pe mine. Citați-vă Haldă Fulgi, frate. Aventură ziua de astăzi, s-o țin minte. 28 februarie 2018. Ziua în care am tras o iarnă în Anglia cum n-am tras nicăieri. Cum n-am tras nicăieri, frate. O iarnă pe drum, cu camionul. Nu m-ar fi ascultat și pe mine aia când le-am spus după amiază că ia uite, read board double decker la parcare. Dacă m-ar fi ascultat și pe mine după amiază când le-am spus că o să fie unul închis, ei nu, că ai timp, o să fie deschis, aha, ia uite, îi dă tată pe aici, dă mamă. Am ajuns acasă, frate. Vine să credeți. Am depășit cu 5 minute programul. Nu e bai. Asta e important, e că am ajuns acasă, fraților. Asta e cel mai important. Asta e cea mai importantă veste. Nu mă interesează 5 minute. Dar la nimeni n-am mergut pentru 5 minute. 584 de kilometri, deci n-am mai luat 10 lire, nici mai mă interesează 10 lire, sunt rupt de oboseală, deci astăzi relativ am stat în afară de pauza de 30 de minute care am luat acum, înainte să ajung în firmă, am stat numai în cur pe scaun, frate. Bă, dar numai în cur pe scaun, frate, deci te ia capului. Am scos cardul. Băi, nu mai lungesc. Ăsta a fost locul de astăzi. Zăpădea la draci, la cimaci. Ne vedem mâine. Asta a fost tot. Ceau, pa!